și de prezența doamnei Ghia Danielovo, care a venit de la Paris și este nepoata de vă a lui Dinu Pilar, pentru prezența dumneai. Revăcând această atmosferă de familie, Dinu Pilar. Dinu Pilar a fost unul dintre, citesc, puțini intelectuali din generația lui, care și-a făcut din stilul creștinesc de existență o modalitate verificată, ceas cu ceas, de a trăi pentru semenii săi. A trăit pentru semenii săi, pentru că în calitate de critic literar, de scriitor, a scris numai despre acei scriitori pe care i-a cunoscut bine și s-a apropiat de ei dintr-un motiv, și anume motivul dragostei. Dinu Pilar este un critic de profesie, dar este un critic de dragoste. Mulțumim doamnei Dinu Pilar pentru dragostea și prezența în această seară și o chemăm aici pentru a ne vorbi despre puterea rugăciunii. Dar și chiar destinul tatălui meu, copac,
comparat cu destinul tatălui său, este foarte diferit. Bunicul meu a adunat, a avut timp să-și pregătească opera. Chiar a putut să-și facă, a avut acest noroc și perseverență de a-și face operele complete înainte de a muri. Tata a murit înainte să-și termine ultima carte despre Dostoievski, la aceeași vârstă cu tatăl său, iar opera sa completă nu există. Nici nu a putut fi lăsat să scrie ceea ce și-ar fi dorit. Deci, în planul imediat uman, viața lui s-a risipit, dar în plan spiritual, el a adunat. Într-un fel, s-a despărțit treptat de, să spunem, suferințele materiale pentru a se desăvârși spiritual. Și moartea lui, care a fost absolut cutremurătoare, agonia lui a fost, cum să vă spun, el a avut cancer la oasele capului, dar pe măsură ce această boală cumplită a lansat, figura lui căpăta expresia Sfinților din icoane și era extraordinar să văd cu toată durerea cum chinurile fizice îi iluminau sufletul. Așa ceva eu nu am văzut decât la el. Iar pe urmă, legătura mea cu tata a continuat într-un fel extraordinar, pentru că după moartea lui, sufletul lui s-a adăpostit în sufletul meu și acum când vă vorbesc, să știți că și el vă privește.